Comisarul și cutia de pudră. Scenariu radiofonic de Alain Frank. Ești de mult aici? Cam de pe la 1 noapte. Am plecat imediat după ce v-am anunțat. Ai identificat victima? Îl cheamă Michel Rolac, industriaș. Cadavrul e în salon. Poftiți. Chiar acum au sosit și cei de la parchet. Bună seara, domnilor. Bună seara, domnilor. Corpul victimei n-a fost mișcat din loc? Nu, acolo a fost ucis, stând în fotoliu, cu două gloanțe de 7.65. Mai aflat calibru? N-a fost greu, ucigașul și-a lăsat arma pe masă lângă victimă. Un pistol beret. Da, ce ai făcut cu el? L-a luat Mathieu ca să cerceteze amprentele. Hei, Mathieu! Poftim? Da. Bună seara, domnule Legrand. Bună seara, ai descoperit ceva? Nimic, a fost șters bine ca să nu mai existe amprente. Și în rest, pe mobile, pe clanțele ușilor? Da, lăsați-ne puțin timp, domnule Legrand. Abia am sosit. Urta, ia pistolul, nu mai am nevoie de el. Oh, bună seara, Legrand, bună seara, domnilor. Ce mai faci, dragul meu? Bine, doctore, bine, mulțumesc. În orice caz, mai bine decât clientul dumitale. O crimă ca de obicei, eh? După cum se vede. Ah, păcat, păcat. Frumos bărbat, la frumoasa vârstă de 40 de ani. Dar ce se petrece, Legrand? Morțile astea violente nu mai contenesc. Am treabă până peste cap. Aseară, brigada fluvială mi-a trimis doi înnecați. De cât timp a murit? Asta. Na, stai puțin. Da. Obrazul pare călduț. Rigiditatea n-a survenit. E, să zicem, minimum o oră și maximum 5. Cu alte cuvinte, a fost ucis între orele 20 și miezul nopții. Da. Nu s-ar putea ceva mai precis? Greu pentru moment, dragul meu, dar așteaptă rezultatul autopsiei. Și nu fi așa de grăbit. Va trebui să aștepte rândul clientul dumitare. Vom vedea mâine după amiază. Mai devreme nu mă pot ocupa de el. Și acum, domnilor, vă salut. Pe curând, Legrand. La revedere, la revedere, doctore. Medicul ăsta mă calcă pe nervi. Și pe mine. Cine a descoperit victima? Soția lui. Fusese la cinema. Când s-a întors, l-a găsit așa cum îl vede. Unde e acum? În camera ei. A făcut o criză de nervi când am venit noi. Am sfătuit-o să se odihnească puțin. Bine, merg să o văd. Mă conduci? Da, poftiți, pe aici. Poftim. Bună seara, doamne. Sunt comisarul Legrand. Intrați, domnule, vă așteptam. Doamnă, știu că vă este greu. Totuși vă rog să-mi spuneți exact cum s-au petrecut lucrurile. Oh, domnule, atât de simplu. Îngrozitor de simplu. Aseară am ieșit în oraș cu sora mea. La întoarcere ne-am despărțit în fața casei. Am urcat, am intrat în apartament și am deschis ușa salonului. Atunci l-am văzut. Ochii. Avea ochii deschiși. Am crezut că mă privește. Aștepta vreo vizită în lipsa dumneavoastră? Își adusese niște dozare de la birou. Ori de câte ori lucra seara, dorea să fie liniște, să nu-l deranjeze nimeni. Adesea mă ruga să-l las singur. De asta am și ieșit. Oh, dacă aș fi bănuit... Doamne, cine a putut să o facă? Liniștiți-vă. Mi-e sete. Da, urtă. Da. Poftiți. Mulțumesc. Mulțumesc. Trebuie să vă mai pun o întrebare, doamnă. Dacă pot să vă ajut.
Soțul dumneavoastră avea dușmani? El? Dacă l-ați fi cunoscut, nu m-ați mai întreba. Michel era un om minunat, bun, blând. Toată lumea îl iubea. Deschide, da, bine. Trebuie să fie soții Vijoa, niște vechi prieteni. Le-am telefonat înainte de venirea dumneavoastră. Nu mai suportam să stau singur. Scumpa mea, Odette! Evelyn! Dragă mea, dragă! Dacă ai ști... Sărmană, Odette, sunt uluit. Nu găsesc cuvinte să... Pierre, cine și-ar fi închipuit? Nu știu ce de draga mea, Doamnă! Iertați-mă! Pierre, domnule, sunt de la poliție. Bună seara. Noi o să vă lăsăm, doamnă. Vom reveni aici mâine dimineață. Da, da, mâine. Mâine, dacă vreți, dar... Acum nu mai pot. Liniștește-te, draga mea, sunt cu tine. Uite, ți-am adus un calmant. Eu te las cu Evelyn, Odette. Dacă ai nevoie de ceva în zilele care urmează, să-mi spui, te rog. Pierre... Urtește. Biata, Odette. Domnule comisar, dacă n-aveți nevoie de mine, mă duc să interoghez vecinii. Poate observa ceva. Bine, bătrâne, du-te. Ce fac cu pistolul? Îl păstrez? Nu, dă-mi-l. Pofteți. Ei, dar pistolul ăsta? Ce-i cu el? L-ați mai văzut, domnule Vijoa? Parcă. Mi se pare că e revolverul lui Michel. Domnul Rolac avea revolver? Da, da, îl păstra în sertarul scrinului. Aici? Da. Cutia pistolului aici, cu permisul de portar, mă. Beretta, calibru 7.65, numărul 31, MV-287-816. Dar nici o îndoială. Este același. După părerea dumneavoastră, domnule Vijoa, cine putea să știe că arma se găsea acolo? Toată lumea. Lui Michel Rolac îi plăceau mult armele de foc. Era tare mândru de pistolul ăsta și nu pierdea nicio ocazie să-l arate, venind cu tot soiul de explicații tehnice din care n-am priceput niciodată mare lucru. Da, interesant. Aș vrea să-mi vorbiți despre domnul Rolac. Îl cunoșteați bine, mi se pare. Da, da, de când era copil. A fost prieten cu tatălui. Ce fel de om era Michel Rolac? Păi, ce să vă spun... Inteligent, fin, grozav de muncitor. În urmă cu câțiva ani a pus pe picioare o afacere care a înflorit extrem de repede. Afacerea Rolac și Brăie. Ați auzit, poate, vorbind în seria. Parcă. E bine, Rolac acela era el. Și Brăie? Asociatul lui. Un băiat fermecător, se pare. Erau foarte legați. Domnul Rolac avea avere? Da, da, familia lui e foarte bogată. Domnule Logan. Dar ce s-a întâmplat, Matiu? Puteți să veniți o clipă, aș vrea să vă arăt ceva. Da, îmi permiteți, domnule Vijoa? Da, vă rog, domnule. Ce? I-a privit ce s-a găsit pe măsuța din fața canapelei. Ce anume? Batiste de hârtie făcute ghem, sunt umede. Cineva s-a servit de ele pentru a șterge ceva. Da, probabil, vreun lichid incolor și fără miros. Dar asta nu-i tot. Priviți acolo, jos. În fața canapelei aici. Pudră. Am cercetat-o cu lupa. N-a apucat să se acopere de praf. Probabil s-a răspândit de curând pe covor. Da. Da. O femeie. O femeie care probabil că a plâns mult și și-a șters pe urmă ochii cu batiste de hârtie. Da, e foarte posibil. Lacrimile n-au nici miros, nici culoare. Era foarte enervată când a plecat. Pudrirea i-a căzut. Ai putea determina marca pudrei? Nu, o trimit la laborator. Dar după culoare, după natura granulației și a parfumului, cred că este vorba de o pudră obișnuită pe care ți-o poți procura, da, oriunde. Bine, cere totuși o analiză la laborator. Până atunci? Da, da. Domnule Vijoa? Da, da, domnule comisar. Aș vrea să vă pun o întrebare cam delicată. Domnul Rolac se înțelegea bine cu soția? Perfect. Formeau un cuplu excelent. De altfel, ați văzut și dumneavoastră în ce stare era sărmana Odette. Moartea lui Michel înseamnă pentru ea o tragedie. Nu, am impresia că n-ați înțeles sensul întrebării mele. Domnul Rolac era un soț credincios?
N-am niciun motiv să mă îndoiesc. Domnule Vijoa, să vorbim deschis. Am motive să cred că o femeie a venit aici în seara crimei. O femeie care nu era doamna Rolac. Domnule comisar, insultați memoria unui mort. Niciodată Michel n-a fi primit o femeie sub acoperișul conjugal. De ce nu? Sunt lucruri care nu se fac. Și acum, cu îngădința dumneavoastră, mă duc să văd dacă doamna Rolac n-are nevoie de mine. La revedere, domnule comisar. Da. A plecat ca îngrăbit. Așa, dintr-o dată. Am găsit pe masă niște registre contabile. Da, ce-i, Matie? Vă interesează, domnule? Sunt dosarele pe care le adusese de la birou acasă. Da. Dă-i-le lui Urten când vine să le sigileze. Da, am înțeles. Da, și nu uita de laborator, Matie. Îndată ce obții rezultatul în privința pudrei, dăm un telefon. Nicio grijă, domnule Leogram. Așa, băiete. Să deschid? Da. E Urten, sigur. Urten, cum te-ai descurcat cu vecinii? I-am trezit pe toți. Să vă spun drept, nu prea erau încântați. Nimeni n-a văzut și n-a auzit nimic. Clădirile astea luxoase sunt lipsite complet de rezonanță. Dar, dumneavoastră, ați găsit ceva? Da. Rolac a fost ucis cu propriul pistol de către o persoană care îl cunoștea bine. Probabil o femeie. Mm-hmm. Trebuie să obținem informații cât mai multe despre el, despre relațiile și obiceiurile sale. Asociatul lui o să ne poate da poate unele indicații. Invitați-l pentru mine dimineața la prima oră. Vorbim și cu notarul. Da. Aș vrea să știu cine este moștenitorul. În ordine. Pe doamna Rolac o mai interogați? Nu, acum nu, cred că doarme. Doarme? Sau se preface? Ce-ți veni, Urten? Nu-mi place femeia asta. Lacrimile ei de adineaur nu prea m-au convins. Adică ce ai vrea, dragul meu? S-a întors acasă și a găsit soțul asasinat. Crezi că nu e un motiv să faci o criză de nervi? Deocamdată atât. Ne oprim aici. Ne vedem mâine dimineața la comisariat. Salut, Urtan. Comisarul a sosit? Încă nu, dar nu o să întârzi ora la care obișnuiește să vină. Merge? Sunt distrus. Am stat în picioare aproape toată noaptea. Cu afacerea Rolac? Mhm. Apropo, am primit un telefon de la un ziarist care vroia noutăți. Și? Am spus să revină mai târziu. Bine ai făcut. Mai că nu știu ce o să le spunem. Salut, băieți. Salut, domnule comisar. Nimic nou, Urtan? Nimic. Vin de la notarul lui Rolac. Ghiciți cine îl moștenește. Nevastă s-a presupus. Întocmai, ea este legatar universal. Frumușică sumă. Moartea bărbatului e o afacere bună pentru ea. Ascultă, băiete, iar începi? Hm? Vreo veste de la laborator? Încă nu. A telefonat substitutul, vă rog să treceți pe la el. Vrea să-l puneți la curent cu desfășurarea anchetei. Încep necazurile. Mă rog, o să vedem. Alo? Cine e? Da, eu, comisarul Legrand. Bine, dați-i drumul. A venit Brăi, asociatul lui Rolac. Mă duc să-l aduc. Da, foarte bine. Urtan, dumneata rămâi aici. Da, intrăm? Bună ziua, domnilor. Luați loc. Salut. Luați loc, domnule Brăi. Vă mulțumesc. Sunt însărcinat cu anchetarea morții domnului Rolac. În legătură cu aceasta v-am rugat să veniți. Domnule comisar, din păcate, nu știu nimic. Am aflat vestea din aur la radio. În criminalistică, o anchetă nu se sprijină exclusiv pe fapte materiale, precise. Da, cred. Pentru a înțelege moartea domnului Rolac, trebuie să aflu cine era, cum trăia. Ați fost asociatul, da. Prietenul lui, da. Pot să spun. Sunteți probabil una din persoanele care îl cunoașteți cel mai bine. În cazul ăsta sunt al soției dumneavoastră, domnule comisar. De când îl cunoașteți? Am fost colegi de liceu acum 30 de ani. N-ați rupt niciodată legătura? Ba da, la timp de câțiva ani. Găsisem un post în provincie. Apoi într-o zi, sunt de atunci 3 sau 4 ani, ne-am reîntâlnit întâmplător la niște prieteni comuni. Da? Michel mi-a spus că afacerile sale luau amploare, că era în căutarea cuiva care să-l ajute și mi-a propus să lucrez cu el. Și ați primit? Da, imediat. Eram încântat că le regăsisem și cred că și el era mulțumit.
Știi, îngrozitor. Îngrozitor, nu pot să cred că nu mai este în viață. Și când mă gândesc că am vorbit cu el aseară. Aseară? Da. L-ați văzut aseară? Nu, i-am telefonat. O clipă, o clipă, domnule Brăie. Ceea ce spuneți este important. Ar putea să ne ajute să stabilim ora crimei. Da. Vă rog, explicați-ne exact. Da. Nu e prea complicat. Da. Aseară am fost la Lyon. Trebuia să mă întâlnesc cu unul dintre furnizorii noștri. Da? Era ceva important și Michel mă rugase să-i telefonez ca să-l țin la curent. Aveam de gând să-l sun de la mine, îndată ce voi ajunge la Paris, dar trecând pe Fontainebleau, mi-am dat seama că era târziu și m-am oprit să cinez. I-am telefonat de acolo, de la restaurant. Cât era ceasul? Cât? În jur de 11. Deci, domnul Rolac a fost ucis după ora 23. Poftim? Asta este o informație importantă. Foarte importantă. Acum că a murit, ce se va întâmpla cu afacerile dumneavoastră? Nu știu nici eu, domnule comisar. Depinde de ce o să hotărască soția lui. Totuși aveți și dumneavoastră un cuvânt, nu? Erați doar asociatul domnului Rolac. E adevărat, dar un asociat în minoritate. Cum în minoritate? Știți, când am început să lucrăm împreună, Michel mi-a propus să-mi vând o parte din acțiuni, dar n-am avut posibilitatea să le cumpăr. Atunci am hotărât împreună ca el să-mi cedeze anual un număr de acțiuni pe care eu să-i le plătesc din partea de beneficiu ce-mi revenea. Și așa a fost? Da. Am cumpărat de la el 30% din acțiuni, așa că Odet va avea 70% din acțiuni. Mm-hmm, 70%? Da. Și deci ea va fi cea care va hotărâ. După dispariția asociatului dumneavoastră, sunteți singurul în măsură să cunoașteți mersul întreprinderii. Oarecum. Cu siguranță că doamna Rolac vă va încredința conducerea acesteia. Nu se știe. Sectoarele noastre de activitate erau complet diferite. Cum adică? Michel se ocupa de serviciul comercial, de vânzări, de publicitate. Eu aveam probleme administrative și de contabilitate. Aha. Niciunul nu se amesteca în treburile celuilalt și habar n-am de chestiunile comerciale. Înțeleg. Nu m-ar mira ca Odet, profitând de această lacuna mea, să mă îndepărteze. De ce ar face-o? Nu știu, am impresia că nu mă prea are la inimă. Nu, pe față nu mi-a arătat niciodată. Ieșeam adesea toți trei, uneori cinam la ei. Totuși, din clipa când ne-am cunoscut, am simțit că nu trește față de mine o antipatie instinctivă. Cum așa? Fără motiv? Știți, simpatia și antipatia nu vin la comandă. Nevestele sunt întotdeauna geloase pe prietenii din copilărie ai soților lor. Au prea multe secrete pe care ele nu le cunosc. Și apoi... Și apoi? Este, să zicem, foarte interesată. Ar fi preferat fără îndoială ca Michel să rămână unicul stăpân al întreprinderii sale și întotdeauna l-a dezaprobat că mi-a dat și mie o parte. După părerea ei, cele 30% din acțiuni constituie un cadou și cred că îmi poartă pică pentru banii pe care îi câștig. Oricum, am o mașină sport care a costat destul de mult, am cumpărat de curând o proprietate în sud. Toate astea le privește ca și când mi le-aș fi furat lui Michel și ei în același timp. Da. Fiindcă tot vorbim de doamna Rolac. Da. Aș vrea să vă întreb ceva. Vă rog, domnule comisar. Soțul ei se înțelegea bine cu ea? Întrebarea dumneavoastră este foarte jenantă, domnule comisar. Domnule Brăie, țin să vă reamintesc că e vorba de anchetarea unei crime și că trebuie să cunoaștem totul în legătură cu viața domnului Rolac. Da, înțeleg, da. E bine, știți, Michel nu mi-a spus niciodată nimic, dar există lucruri care se simt. Cred că Odet nu era femeia pe care și-ar fi dorit-o. Nu-i lega nimic. Doi străini. Trăiau sub același acoperiș fără să se cunoască. Atunci, de ce s-a căsătorit cu ea? Căsătorie de conveniență, se mai fac și acum. Căsătorie de conveniență. O înșela? Domnule... Șovăiala dumneavoastră este un răspuns, domnule Brăie. Avea vreo... cum se spun, vreo legătură? Mai degrabă... aventuri. Din când în când
Dispărea sâmbătă și duminica. Dispărea? Da, a dispărea. Sau când soția lui ieșea în oraș, el aducea un dosar de la birou și refuza să o însoțească sub pretext că are ceva urgent de făcut. Își crea astfel câteva ore de libertate. Doamna Rolac știa? Închipui că da. Am impresia că între ei se stabilise un fel de acord tacit. Ea nu vroia să divorțeze și de vreme ce nu izbucneau scandaluri, se prefăcea că nu știe. Așa, o să zicem. Domnul Rolac, da, a primit aseară vizita unei femei. Trebuie să-i cunosc numele. Numai dumneavoastră puteți să-mi-l dați. Michel nu făcea confidențe. Erați prieteni intimi, vă vedeați în fiecare zi. Ați surprins, poate o conversație sau... Domnule comisar, indiscreția are și ea limite. Femeia aceasta e probabil ucigașa. Poftim? Da. Trebuie să ne ajutați. Trebuie să ne spuneți tot ce știți în legătură cu dânsa. Vă dați seama? Da, înțeleg. Domnule comisar, acum două zile, în biroul meu, cineva i-a făcut o comunicare telefonică. N-a rostit decât câteva cuvinte. Ce cuvinte? O să te chem mai târziu, Evelyn. Evelyn? Da. A spus Evelyn. Și pe urmă? Nu, asta a fost tot. Apoi a pus receptorul în furcă, mi-a zâmbit stânjenit și mi-a spus să... Nu pot să o fac să înțeleagă că totul s-a sfârșit. O să te chem mai târziu, Evelyn. Exact. Numele de familie? Nu-l cunosc, pe cuvânt de onoare. Da, da, destul de prost. E, o să mă descurc. E bine, domnule Brăie, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc. Domnule comisar, să știți că nu sunt prea mândru de rolul pe care m-ați silit să-l joc, dar sper însă că va fi de folos ceea ce v-am spus. La revedere, domnilor! La revedere! La revedere, domnule Brăie! Vedeți, domnule comisar? Vedeți că nu m-am înșelat? Frumoasă comedie ne-a jucat văduva aseară. Da, de acord, dar puțin în pas acum de doamna Rolac. Nu ea mă interesează. Preval! Poftim! Vino puțin! Urtăn! Domnule comisar? Îți amintești de soții Vijoa? Da. Prietenii doamnei Rolac, care au venit azi noapte în timp ce eram la ea. Da. M-ați chemat, domnule comisar? Da. Uite, hai să duci o invitație doamnei Vijoa, doamnei Evelyn Vijoa. Am înțeles. Pentru ce oră? Imediat. Da. Ia-o cu dumneata și întoarce-te repede. Repede! S-a făcut șeful, i-am adus. I-am adus? Cum i-am adus? Pe cine? Pe soții Vijoa. Cum soții Vijoa? Ți-am spus să nu aduci decât pe ea. Da, știu, dar a vrut să vină și ea. Ah, se complică treaba. Urtăn, da. Vezi, ține-l de vorbă pe soț. Eu? Ce să-i spun? Descurcă-te, băiete! Da. Doamne Vijoa? Bună ziua, domnule comisar. Bună ziua, domnule. Da. Inspectorul Urtăn o să înregistreze depoziția dumneavoastră. Vom sta de vorbă numai decât. Bine, dar... Luați loc, doamnă. Mulțumesc. Nu, în fotoliu, vă rog, luați loc în fotoliu. Mulțumesc. Presupun că bănuiți pentru ce v-am rugat să veniți. Eu? Nu, deloc chiar. Adevărat? Îl cunoșteați bine pe domnul Rolac. Firește. Când l-ați văzut ultima oară? Am luat masa la ei săptămâna trecută. Nu, asta v-am întrebat, doamnă. Când l-ați văzut pe domnul Rolac singur? Nu înțeleg ce vreți să spuneți. Ba da, înțelegeți foarte bine. Știți, poliția e bine informată. Dar vă asigur că... Doamnă, poate nu știți că în justiție mărturia falsă se pedepsește cu 5 până la 10 ani închisoare. Așa. Codul penal, articolul 361. Și acum repet întrebarea. Când l-ați văzut ultima oară pe domnul Rolac? Hai. Alaltă ieri. Și ieri? Ieri nu l-ați văzut? Nu.
Oh, vă implor, domnule comisar, dacă ar afla soțul meu, nu o să-i spuneți nimic, nu-i așa? Nu, 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 secretul profesional ocrotește declarațiile dumneavoastră, doamnă. Când ați devenit amanta domnului Rolac? La sporturile de iarnă, acum 6 luni. La sporturile de iarnă? Da, soțul meu trebuia să vină și el, dar a fost reținut la Paris. Odeța îmbolnăvit și atunci, într-o zi... Unde vă aflați aseară? La mine acasă. Toată seara? Da. N-ați ieșit deloc în oraș? Fiți atentă, pot verifica. Da, soțul meu stătea la televizor, era o emisiune care nu mă interesa. Așa, și atunci, așa. Atunci am ieșit să fac o mică plimbare. Bun, pe la ce oră? Aproximativ 10:30. Unde v-ați dus? Să cumpăr o carte. La 10:30? Toate librăriile sunt închise? Nu și cele de pe Champs-Élysées. E departe de dumneavoastră. Dar mi-am luat mașina. Da, bun, cât a stat la librărie? Nu știu, poate o oră. O oră ca să cumpărați o carte? Am răsfoit și niște reviste. Și ce ați făcut pe urmă? M-am întors acasă. Direct? Da. Bun, bun, bun. Să recapitulăm. O oră plus dus și întors, asta face cam o oră și jumătate. V-ați înapoiat acasă către miezul nopții. Da, da, cam așa. Eu, doamnă, nu vreau decât să vă cred. Dar toate astea vor trebui dovedite. Credeți cumva că cineva a observat prezența dumneavoastră în librărie? Nu cred. Era lume multă. Ați întâlnit persoane cunoscute? Nu. Ei, asta e regretabil. În sfârșit, casierița o să-și aducă precis aminte de dumneavoastră. Oh, m-ar surprinde. Știți, n-am cumpărat nimic. O oră întreagă ați prunzărit cărți și reviste și n-ați cumpărat nimic. Nu mi-a plăcut nimic. Bun. De fapt, ați lipsit de acasă între 10:30 și miezul nopții și sunteți incapabilă să dovediți ce ați făcut. Da, da, v-am spus. Da, știu, dar eu nu vă cred, doamnă Vijoa. În realitate ați fost la Michel Rolac, la amantul dumneavoastră. Nu, nu e adevărat. Dar ce este? Ce este, dragă? Ce s-a întâmplat? Ce se mai fac cu bărbatul? E ca un leu în cușcă, vrea neapărat să vină lângă nevasta lui. Dar dacă vrea, doamnă, ce să fac? Nu vreau să știu. Filar să fie, urtele, închide ușa, domnule. Practic zi, domnule. Vreau să rămân cu soția. Nu pleacă, Pierre, te rog, Pierre, pleacă. Haide, haide, liniștește-te, nu-ți fie teamă. Oh, Pierre, dacă ai ști. Domnule, știu. Știu, Evelyn. Ce? Ce ai spus? Știu. Michel și cu tine am știut de la bun început. De când te-ai întors de la sporturile de iarnă. Pierre, nu e cu putință. Dar cum ai aflat? M-a prevenit cineva. Întâi n-am vrut să cred, apoi într-o zi te-am urmărit. Și nu mi-ai spus nimic. Nu, Evelyn, nu ți-am spus nimic. Știam că asta nu o să dureze și că într-o zi o să te întorci la mine. Oh, Pierre, iartă-mă. N-o să se mai întâmple niciodată, ți-o jur. Ei bine, fiindcă sunteți la curent cu această aventură, domnule Vijoa, o să putem sta de vorbă împreună despre felul în care soția dumneavoastră și-a petrecut timpul aseară după 10:30 și miezul nopții. Aseară? Aseară. Aseară a stat acasă cu mine, ne-am uitat la televizor. E deprisos să mai mințiți. Doamna Vijoa mi-a mărturisit că a ieșit în oraș timp de o oră și jumătate. Ce încercați să insinuați, domnule? Nu insinuez nimic, discut niște fapte precise. Soția dumneavoastră a fost amanta domnului Rolac și nu are niciun alibi pentru ora la care a fost săvârșită crima. Știu de asemenea că Rolac avea intenția să pună capăt acestei legături. Mai știu că aseară a primit vizita unei femei și că această femeie a plâns mult. Domnule comisar, vă interzic. N-aveți ce să-mi interziceți. Aseară soția dumneavoastră a fost la el. Nu, ieri nu l-am văzut. Domnul Rolac a anunțat-o care de când se rupă această legătură, când a înțeles că hotărârea lui este nestrămutată, a hotărât să se răzbune. Știa unde ținea pistolul. Terminați odată, nu-i adevărat. Pierre, nu m-a lăsat, Pierre, te rog. Sunt aici, draga mea, nu te necăji. Liniștește-te, Evelyn, haide, haide, liniștește-te. Da, nu mai plânge. Puțin. Ce mai este, domnule? Ce mai este? Bine. Ce s-a întâmplat? Spune-mi. A sosit raportul de la laborator. Ah, în sfârșit, dă-l încoace. Poftiți. Așa.
analiza batistelor de hârtie a dovedit lipsa totală a clorurii de sodiu. Da. Ei, ei, doamne, lichidul cu care erau îmbibate era așadar apă obișnuită, nici de cum lacrimi. Ah, Dumnezeule, atunci totul n-a fost decât o înșelare. Așa mi se pare și mie. Mm-hmm. Și asta scoate din culpă pe frumoasa doamnă Vijoa. Sunteți sigur, domnule comisar? La urmă urmei, poate tocmai ea a ticluit această înscenare și... Nu prea văd ce interes ar fi avut. Și apoi, ca să montez o treabă ca asta, îți trebuie cap, dragul meu, că despre așa ceva, doamna Vijoa... Bine, nu mă rămâne decât să-i cer scuze. Ce să fac? Vijoa, nu mai plângeți, nu mai plângeți. Am aflat chiar acum un fapt nou care anulează tot ceea ce am afirmat mai înainte. Poate să înțeleg că renunțați la stupida dumneavoastră acuzație? Da. Doamnă, vă cer scuze. Oh. Asta e. Atunci pot să plec? Da, sigur, vă rog. Hai, hai din locale. O clipă, domnule Vijoa. Aș vrea să vă mai pun câteva întrebări. Mie? Da. E neapărat necesar, domnule comisar? Soția mea trebuie să se odihnească. Oh, da, mi-e închipui care de groaznic. Aș prefera să mă întorc imediat acasă. Ai ceva împotrivă, Pierre? Nu, 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 deloc, Evelyn. Du-te. La revedere, dragul meu. Vă ascult, domnule comisar. Nu mă întrebați ce fapt anume dezvinovățește pe doamna Vijoa? Nu mă interesează, domnule comisar. Nu doriți decât un lucru. Să nu mai aud vorbindu-se despre toate astea și să uit răul pe care mi l-ați făcut. Domnule Vijoa, ucigașul a lăsat în urma lui unele indicii menite să ne îndrepte pe o pistă falsă. Cineva ținea neapărat să ne convingă că omorul a fost săvârșit de o femeie. Dar de aici până la a conchide casa, sinul este un bărbat, nu-i decât un pas. Feriți-vă de concluzii pripite, domnule comisar. Vă stați seama din aur că de multe ori sunt false. Tocmai de aceea mă mulțumesc să emit acum o simplă ipoteză. Asasinul e un bărbat. Să admitem asta doar o clipă. Ce mobil anume l-a împins să-l ucidă pe domnul Rolac? Am mărturisesc asemenea probleme, îmi sunt cu totul străin. Bine, o să vă spun îndată. Gelozia, domnule Vijoa. Uh-huh. Uh-huh. Gelozia. Un bărbat gelos e în stare de orice. Un bărbat gelos? Un bărbat gelos. Da, 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 aluzia e clară. E bine, vă înșelați pentru a doua oară. Sunt gelos, e adevărat. Dar nu chiar până la a ucide un om. Un om care pe deasupra mi-era și prieten. Oh, 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 un prieten care vă luase soția. Sunteți josnic. Aș vrea să-mi explicați ceva. Ați știut de această legătură încă de la început. Și totuși, timp de 6 luni, n-ați spus nimic. Ați închis ochii în ciuda geloziei. Ciudat. Nu puteți înțelege. Da, dar putem încerca, domnule Vijoa. Michel Rolac n-a fost primul la accident în viața soției mele. Și în celelalte situații? Și atunci m-am prefăcut că nu știu nimic. Ați văzut-o pe soția mea, tânără, impulsivă, cochetă. Eu sunt cu 25 de ani mai în vârstă decât ea. Ce puteam face? Să o închid în camera ei, să joc rolul bărbatului jignit? Asta ar fi îndepărtată de mine și mai mult. Nu puteam decât să aștept. Nu v-a fost niciodată teamă că o să vă părăsească? Oh, sigur, sigur că da. Mi-a fost foarte teamă. Dar vedeți, tocmai fiindcă am 25 de ani mai mult decât ea, reprezint în ochii ei siguranța, un fel de fericire calmă la care ține realitate și pe care unii, ca Michel Rolac, nu i-o puteau oferi. Da, înțeleg, înțeleg. Atunci am așteptat. Aș fi făcut orice pentru a nu mă despărți de femeia pe care o iubesc. Ați fi făcut orice, chiar și o crimă. Nu m-am înșelat. Văd că nu puteți înțelege. Presupun că o să mă arestați. Pentru moment nu vă pot reține, dar vă cer să nu plecați din Paris fără aprobarea mea. Bine, nu-l voi părăsi. Așa.
Domnule comisar. Poftim? Vă deplâng pentru meseria pe care o faceți. Săracu. Mi-e milă de el. Nu mai spune, Urten. Devii sentimental. Trebuie să recunoașteți că nu i-a fost ușor să ne facă astfel de mărturisire. Și-a pledat bine cauza. Ne-a ținut un discurs frumos, emoționant. Îți făcea impresia că asculți un avocat de la curtea cu juri. Domnule comisar. Pe mine însă nu m-a convins. Credeți că el l-a ucis pe Rolac? S-ar putea, dragă Breval. Și toată înscenarea aceea ca să ne facă să credem că e vorba de o femeie. Tocmai de asta îl cred că e vinovat. La început, lucrurile s-au petrecut probabil așa cum le-a descris el. Se gândea că soția lui se va întoarce. Dar când a văzut că legătura dăinuie de 6 luni, a înțeles că nu mai era vorba de o mică aventură fără urmări și că faimoasa fericire calmă era gata să se destrame. Atunci a hotărât să se răzbune. Exact! S-a răzbunat în același timp pe rivalul său și pe soția infidelă care îi distrugea viața. A profitat că soția s-a ieșit aseară și s-a dus la Rolac. L-a omorât și a ticluit indicii care trebuiau să ne conducă în mod infailibil la amanta lui Michel Rolac, la propria-i soție. Dar atunci, domnule comisar, de ce nu l-ați arestat? N-am dovezi, dragul meu, încă nu! În orice caz, poți fi sigur că le voi găsi. Da, sigur, trebuie să mă duc să vorbesc cu substitutul. Urten, te rog, pregătește hârtia pentru parchet. O să o semnez după amiază. Am înțeles, domnule comisar. La revedere. S-a descurcat bine șeful. Da. Dar ce te-a apucat? Ai o mutră? Vrei să spun părerea mea? Am impresia că se înșeală acuzându-l pe Vijoa. Sunt convins că tipul a fost sincer. Dar șeful era hotărât să nu-l creadă. De ce? Se simțea prost că greșise în privința nevestei. Și atunci îi trebuia numai decât un alt suspect. Teoria lui însă e ca un șvaițăr ciuruit de găuri. Dâra de pudră găsită pe covor, de exemplu. De unde venea? Păi cum? Asta făcea parte din scenare, ca și Batista și Hârșița. Scenarea asta faimoasă. Au încercat să ne facă să credem că omorul a fost săvârșit de o femeie, deci asasinul este un bărbat. Ei bine, eu nu sunt de acord. Asasinul poate tot atât de bine să fie o femeie care știa că Evelyn era amanta lui Rolac și care vroia să o pună sub acuzare. Ascultă, bătrâne, șeful conduce el însuși ancheta, nu-i așa? Atunci lasă-l să se descurci. E târziu, vii să mâncăm ceva? Nu, du-te singur. Vreau să vorbesc eu cu Vijoa. Acum? De ce? Abia a plecat. Când soția lui Vijoa l-a întrebat de unde a aflat că era amanta lui Rolac, el a răspuns: m-a prevenit cineva. Aș vrea să știu cine e acel cineva. Știi, Hurtea, n-aș vrea să-ți dau sfaturi, dar riși să nu-i placă șefului ce faci. De asta și vreau să acționez înainte de întoarcerea lui. N-aș vrea să-mi o luați în nume de rău, domnule Urtean, că vă primesc în camera mea, dar după cele ce s-au întâmplat, cred că nu voi mai putea intra niciodată în salon. Și acum am în fața ochilor imaginea soțului meu, așezat acolo în fotoliu cu ochii deschiși. Mă obsedează. Da, înțeleg, doamnă. Cu ce vă pot fi de folos, domnule Urtea? Doamnă, aș vrea să vă pun câteva întrebări. Vă ascult. Nu doresc decât să vă ajut, vă dați. Doamnă, ce marcă de pudră folosiți? De pudră? Da, de pudră. Da, am chiar aici o cutie, puteți să vă uitați la ea. Unde-ți voi? Eram sigur. Nu o să vă mirați, probabil, dacă o să vă spun că pudra răspândită pe covor lângă trupul soțului dumneavoastră are aceeași marcă. Nu sunt singura femeie din Paris care folosește pudră asta. În meseria noastră, doamnă, nu prea dăm crezare coincidențelor. Știți, ancheta e avansată. Am aflat până acum destule lucruri. Ce anume? Că, de pildă, soțul dumneavoastră vă înșela. Domnule Urtean? Nu știați? Presupun că după moartea bietului meu soț, trebuie să mă aștept să văd toată viața noastră intimă dată în bileg. Doamna, tot ce se poate. E bine, domnule, din nenorocire e adevărat. Oricât de penibilă mi-ar fi această mărturisire, trebuie să recunosc că bietul Michel a avut câteva aventuri.
Dar vă asigur că asta n-are nicio legătură cu moartea lui. Asta o să judecăm noi. Și cum ați aflat de infidelitățile domnului Rolac? Soțul meu era un om loial, domnule. Nu mi-a ascuns niciodată adevărul. Da. Știa că îl iubesc când a ajuns pentru a ierta greșeli cărora nu le acorda nicio importanță. Adevărat? Informați-vă. Veți vedea că n-a fost vorba decât de niște capricii trecătoare. În timpul unei călătorii în provincie sau al unor întâlniri întâmplătoare. Clipe de plăcere fără eco. Așadar, dacă înțeleg bine, i-ați iertat aceste aventuri domnului Rolac, socotindu-le lipsite de importanță. Da, dacă vreți, așa e. Dar o legătură serioasă, ați fi tolerat-o? Nu, sigur că nu. Dar spuneți-mi, toate astea au vreo legătură cu ancheta dumneavoastră? Ce atitudine ați adoptat când ați descoperit că soțul dumneavoastră era amantul doamnei Vigea? Evelyn? Sunteți nebun, n-a fost niciodată amanta lui Michel. Doamnă, de ce jucați teatru? Erați la curent cu această legătură încă de la începuturile ei. Dar nu e adevărat, nu știu cine v-a spus asta. Domnul Vigea. Pierre? Mă așteptam la mai multă discreție din partea unui om care se pretinde prieten. De îndată ce v-ați întors de la sporturile de iarnă, acum 6 luni, l-ați chemat aici, la dumneavoastră. I-ați spus atunci că soția lui a devenit amanta domnului Rolac, în timpul cât au stat la munte, este exact? Continuați. I-ați spus domnului Vigea că această legătură nu poate dura, că nu o acceptați, că sunteți gata să adoptați măsuri extreme, să divorțați chiar la nevoie. I-aș cerut să interzică soției lui să-l mai vadă pe domnul Rolac. Da, e adevărat. I-am spus să o supravegheze pe Evelyn. Pe această gură livă, prostuță și plină de pretenții, care s-a aruncat de gâtul bărbatului meu. Ah, da, avea obiceiul ăsta. Nu era prima oară când încerca să se educă pe unul din prietenii lor, dar chiar pe bărbatul meu, nu. Asta nu puteam să accept. Și totuși ați acceptat, timp de 6 luni. În ciuda amenințărilor dumneavoastră, n-ați spus nimic, n-ați făcut nimic. De ce n-ați divorțat? Ah, hotărât lucru nu vei fi cruțată. Soțul meu a murit, domnule, a murit. Înțelegeți ce înseamnă asta? Nu mai este. Iar eu am rămas singură, înțelegeți? Singură. Atunci la ce bun să mai răscolim tot noroiul ăsta? La ce bun? Aș vrea atât de mult să uit tot. N-ați răspuns încă la întrebarea mea. De ce n-ați divorțat? Ah, oare nu înțelegeți chiar nimic? Nu o Evelyn Vigea mi-ar fi putut smulge bărbatul. Da, asta ar fi o explicație. La drept vorbind, cred că nu v-ați gândit niciodată serios să vă despărțiți de domnul Rolac. Din pricina averii sale. Domnule Orta, faptul că sunteți de la poliție nu vă îndreptățește să mă insultați. Stați puțin, doamnă Rolac. Să privim lucrurile în față. Dacă ați fi divorțat, ați fi pierdut averea soțului. Bineînțeles, v-ar fi acordat o pensie apreciabilă, dar asta nu era de ajuns. Ceea ce doreați, de fapt, era totalitatea bunurilor sale. Iată de ce nu puteți divorța, de ce i-ați iertat cu atâta generozitate toate escapadele. Ajunge, domnule, vă rog să ieșiți imediat. Vreți să mă lăsați să vorbesc, doamnă? Cu Evelyn Vigea era altceva. O legătură care dura de 6 luni începea să fie un lucru serios. V-ați temut ca soțul să nu vă părăsească, să nu vă lase fără averea pe care o și considerați ca aparținându-vă. Averea pe care o moșteniți acum, după ce a murit. Trebuie să înțeleg că mă acuzați de uciderea soțului meu? Cui telefonați? Avocatului meu. Da? Doamnă, asta înseamnă aproape o mărturisire. Nu vă înțeleg jocul, domnule. Unde ați fost aseară între 11 și miezul nopții? V-am mai spus, la cinematograf cu sora mea. Unde? Aproape de Place de l'Étoile. Prin urmare, nu departe de casa dumneavoastră. Am ales filmul, nu sala. Ați stat tot timpul cu sora dumneavoastră? Da. Vă previn, alibiul dumneavoastră va fi verificat cu grijă. Sunteți sigură că sora dumneavoastră nu v-a părăsit nicio clipă toată seara? Ei bine, doamnă? Am ajuns cam târziu la ultima reprezentație. Era lume mult. Aha. Ați avut locuri separate? Da. Nu erați pe același rând? Nu. Cine dintre dumneavoastră era mai aproape de ecran? Sora mea. Cu alte cuvinte, ați fi putut pleca din sală fără ca ea să vă vadă, să lipsiți o bucată de vreme și să vă întoarceți cu câteva minute înainte de sfârșitul filmului. De data asta, domnule, mergeți prea departe. Puțin îmi pasă dacă luați asta drept o mărturisire. Doamnă! Alo? Aș vrea să vorbesc cu maestrul Sivri, vă rog. Alo? Nu, ofițerul de poliție Breval.
Nu, n-a sosit încă. Știu, dar... Așteptați, o clipă, vă rog, mi se pare că vine. Bună dimineața, domnule comisar. Tocmai vorbeam cu domnul Broie. Ar vrea să ia înapoi dosarele pe care le-am găsit la Rola, ca suna de mai mult. Da, bine, dă-mi-l. Alo? Da, nu. Nu mai avem nevoie de ele. Aș prefera să veniți dumneavoastră să le luați. Da. Ați semnat și un bon de primire. Veniți imediat? Bun, vă aștept. Pentru orice eventualitate am verificat ce ne-ați spus și totul este exact. Așa? A fost într-adevăr aseară la Lyon. A treia oară de la începutul anului se ducea la același furnizor pentru chestiuni legate de amânarea unor scadențe. Bun, și telefonul pe care l-a dat lui Rolac? Da. Ai verificat ora, Breval? Da. Patronul bistroului de pe șoseaua unde Breuil a luat masa mi-a confirmat că a cerut un fir să cheme Parisul. Era 11 și 10 minute. Bun. Urtenie aici? Nu, e plecat. Da, bine. A pregătit hârtia? Nu cred. N-a avut... Ei, asta e acum. Trimite la mine data ce sosește. Hai. Alo? La telefon comisarul Legrand. Da, știți cumva dacă medicul legist a terminat autopsia lui Rolac? Da. Raportul e pe drum? Bine, mulțumesc. Intră! Iată-te, asta nu-i treabă serioasă, Urtân. Ți-am spus să pregătești hârtia. Am fost la doamna Rolac. La doamna Rolac? Da. Ascultă, băiete, știu că nu o prea ai la inimă, dar ăsta nu e un motiv. Dar îmi voie să vă explic. Nu are niciun alibi. E, și nici vizual nu are. De acord? Dar ea a încercat să-și confecționeze unul. Insuficient să o acuzi. Nu ești deloc exigent. Mai e ceva. Pudra găsită pe covor este aceeași cu pudra ei. Ce dovedește asta? Ucigașul n-avea decât să ia pudră din baie, să o împrăște lângă cadavru ca să-și întărească în scenarea. Domnule comisar, mai e și altceva. De ce mai e? Poate lucrul cel mai important. Ia să auzim. Doamna Rolac avea un mobil pentru a-și ucide soțul. E, ia te uită. Care anume? Cunoștea legătura lui cu Evelyn Vigeois. Da? De unde știi? Ea este aceea care i-a spus lui Vigeois că soția lui e amanta lui Rolac. Dar ce înseamnă toată povestea asta? Vigeois nu ne-a spus cine-l informase. Da, mi-a spus mie. M-am dus să-l întreb. Când? La ora mesei. E bine? Bravo? Bravo? Te felicit, dragul meu. Te duci să interoghezi martorii fără știrea mea? Dar, domnule comisar... Și pe deasupra, fără să-mi cere aprobarea. Aș vrea să știu, totuși, cine conduce ancheta. Dumneata sau eu? Vrei poate să-mi iei locul? Asta nu-mi place deloc, deloc! Dacă merge tot așa, intră! Bună ziua, domnilor! Da, dumneata e domnule Brăie? Da. Ai venit destul de repede. Poftiți! Ce vreți, domnule comisar, am o mașină bună, conduc excelent. Da. Și pe urmă am mare nevoie de aceste hârtii. Da, sigur, o să vi le dăm. Preparat? Poftim? Da. Pregătește un bol de descărcare și roagă-l pe domnul Brăie să-l semneze. Apoi dă-i nota de sechestru numărul 4. Da, am înțeles. Poftim acest pic, domnule comisar. Acum l-am primit. Pe aici, domnule Brăie, poftim. Vă mulțumesc. Raportul legistului, în sfârșit. Așa. Două gloanțe de pistol de calibru 7.65, moarte fulgerătoare. Mă rog, toate astea le știm. Ia te uită. Ascultă aici, Urten. Da. Moartea a survenit la 90 de minute după ce victima a luat ultima masă, ceea ce permite să se fixeze momentul decesului, ținându-se seama de informațiile obținute, la ora 22. La 22? Nu se poate. Brăie a telefonat o oră mai târziu. Nu văd decât o explicație. Nu Rolac a răspuns la telefon, ci asasinul. La o oră după crimă? De ce nu? Timp util ca să-și organizeze înșenarea. Preval? Da? Domnul Brăie, mai este aici? Da, domnule comisar. Da, roagă-l să vină în biroul meu. Da, vă rog. Urten, ce-ți spuneam? Dacă Brăie a confundat vocea care i-a răspuns cu aceea lui Rolac, înseamnă că asasinul e un bărbat. Nu-ți mai rămâne decât să-i ceri scuze doamnei Rolac. Așa. În ce-l privește pe Vigeois, de data asta nu mai îmi scapă. Poftiți aici, da. Aveți nevoie de mine, domnule comisar? Da. V-aș ruga să identificați vocea pe care ați auzit-o aseară la telefon. Era cea lui Michel. Sunt absolut sigur. O auzeam în fiecare zi de câțiva ani. Nu se putea să mă înșel.
Sunteți gata să depuneți mărturie sub jurământ că domnul Rolach v-a răspuns la telefon aseară la ora 11? Da, bineînțeles. Dar de ce mă întrebați? Pentru că la ora 11 domnul Rolach era mort. Ha, nu, asta e imposibil. De vreme ce am vorbit cu el... Azi dimineață am acceptat mărturia dumneavoastră fără discuție, pentru că nu aveam niciun motiv să o pun la îndoială. Dar acum încep să-mi pun întrebări. Știu? La drept vorbind, nimic nu dovedește că ați dat cu adevărat telefon. Cum? De la Fontainebleau se obține parisul prin automat. Putea să formați un număr oarecare pe disc și să vă prefaceți că vorbiți cu un interlocutor imaginar. Domnule comisar, vă închipuiți? De ce v-ați oprit la Fontainebleau? Păi pur și simplu fiindcă mi-era foame. De la Fontainebleau la Paris sunt vreo 60 de kilometri. Mă surprinde că ați părăsit autostrada și că v-ați oprit într-un restaurant de pe șosea în loc să mai mergeți o jumătate de oră să luați masa la Paris. Nu mi-am pus atâtea întrebări. Mi-era foame, m-am oprit. De unde veneați? Dar v-am spus, la Lyon. Ați plecat de acolo la 17:30. Mai mult de 5 ore și jumătate ca să parcurgeți 400 de kilometri e mult? Și mai ales pentru dumneavoastră, care aveți obiceiul să conduceți repede. Da. Ne-a spus chiar dumneavoastră, adineauri. Da, seara am mers în voie. Sau poate din potriva ați mers foarte repede. Ați venit direct de la Lyon la Paris, apoi ați plecat din nou la Fontainebleau. De ce să mă fi întors? Ca să dați un telefon fals care trebuia să ne facă să credem că la ora 11 domnul Rolach mai era în viață. Cum? În același timp vă pregăteați un alibi. Știați că doamna Rolach era la cinematograf și că avea să se întoarcă puțin după miezul nopții. Noi am fi dedus că omorul fusese săvârșit între 11 și miezul nopții. Ori în acel moment dumneavoastră luați masa la Fontainebleau la 60 de kilometri distanță. Domnule comisar, dacă înțeleg bine, credeți că eu l-am ucis pe Michel Rolach? Într-adevăr! Sunteți nebun! Cred că l-ați ucis din pricina unui amănunt căruia pentru moment nu i-am acordat importanță. Registrele contabile ale societății dumneavoastră pe care domnul Rolach le-a adus la el acasă aseară. Dar știți foarte bine că Michel nu aducea dosare decât pentru a se descotorosi de soția lui timp de câteva ore. Doamna Rolach și domnul Vijoan ne-au spus amândoi că asociatul dumneavoastră muncea mult, că era neobosit. Numai dumneavoastră ați pretins că aceste dosare nu erau decât un alibi față de soția lui. Ați spus-o în speranța că astfel nu vom acorda nicio importanță prezenței acestor documente la domnul Rolach, fiindcă vă temeați să nu cercetăm cumva de ce asociatul dumneavoastră se interesa deodată de probleme de contabilitate. Aiurați, domnule comisar! Ne-a spus azi dimineață că ați cumpărat de curând o proprietate în sud. Da. Cât privește bolidul dumneavoastră italian, e nou-nouț. Toate astea înseamnă bani mulți. Mult mai mulți decât puteați realiza numai din salariu. Da, bineînțeles, dar sunt asociat. Îmi revin și mie o parte din beneficii. Când există... Ați fost ieri la Lyon pentru a cere unui furnizor să vă amâne niște scadențe. A, nu o simplă jenă financiară de moment, nimic grav. Este a treia amânare de scadență într-un an. Asta depășește o simplă jenă financiară. E semn că afacerile vă merg prost de câteva luni. Pentru asociatul dumneavoastră, care dispunea de o importantă avere personală, nu era grav. Nici pentru ba mine. Ba da! Dumneavoastră nu aveți bani. Când domnul Rolach v-a propus să vă vândă o parte din acțiuni, nu le-ați putut cumpăra imediat. Ați fost nevoit să băgați în ele în fiecare an partea dumneavoastră de beneficiu. Din clipa în care afacerile dumneavoastră mergeau prost, trebuia să vă rezumați numai la salariu. Totuși ați continuat să faceți cheltuieli considerabile. Mașină de lux, proprietate în sud. Asociatul dumneavoastră s-a mirat și a pus întrebări. A examinat contabilitatea care era de resortul dumneavoastră și de care în principiu nu se ocupa. A descoperit falsuri. Fiți atent la ce afirmați, domnule comisar. Există legi împotriva calomniei. Domnul Rolach v-a rugat să veniți la el aseară după întoarcerea de la Lyon. Când ați ajuns către ora 10 la el, ați văzut registrele de contabilitate și ați înțeles că erați descoperit. Asociatul dumneavoastră a fost probabil furios, văzând cât de mult i-ați încelat încrederea. V-a amenințat că va depune plângere împotriva dumneavoastră. Atunci vi s-a făcut frică, știați unde își ține pistolul. Nu e adevărat, nu e adevărat! Nu am falsificat actele de contabilitate. N-am pus aseară piciorul la Rolach. Cât privește primul punct, ne putem lămuri repede. E suficient să cer brigăzii financiare să-mi trimită un expert care să verifice registrele dumneavoastră. Sunteți de acord, domnule Breie? Domnule comisar... Ce este? Domnule comisar, da, e adevărat, am falsificat ceva acte de contabilitate. Așa, domnule Breie. Deși, de ce pot să risc? O amendă, un an de închisoare cu suspendare dacă judecătorul este rău. Atât de tot.
Dar cu moartea lui Roleac nu am niciun amestec. N-aveți dovezi. Nu sunt atât de sigur ca dumneavoastră. Gândiți-vă și dumneavoastră, domnule comisar, dacă într-adevăr eu l-aș fi omorât, aș fi lăsat registrele de contabilitate pe masa din salon? Le-aș fi luat cu mine? Nu! Nu puteați să le luați. Doamna Roleac știa că soțul ei le adusese. Dispariția lor ar fi fost cel mai bun mijloc de a atrage atenția noastră asupra dumneavoastră. Și acum, Brăie, vreau să te întreb ceva. Da, vă rog. De unde știai că dosarele erau pe masa din salon? Eu? Păi, eu nu știam. Dumneavoastră mi-a spus. Nu! Nu, Brăie! Eu n-am spus așa ceva. Știai că se aflau acolo pentru că le văzusești. Ai fost la Roleac aseară și l-ai omorât. Domnule comisar, vreau să vă explic. Așa, așa, de acord, de acord. Chiar vreau să ne explici pe îndelete. Urtan? Da, domnule comisar. Adu-te, rog, o mașină de scris să înregistrăm depoziția domnului Brăie. Îndată, domnule comisar. Așa. Vezi, Brăie, ai greșit subestimându-ne. Ai crezut că poți să ne înșeli cu un telefon simulat cu batiste umede și cu puțină pudră. Dar să arunci cu praf în ochii poliției, asta să știi că nu ține. Ați ascultat Comisarul și cutia de pudră, scenariu radiofonic de Alain Frank. Distribuția a fost următoarea: inspectorul Legrand, Ion Marinescu; comisarul Urten, Corrado Negreanu; Odette, Simona Bondoc; Evelyn, Sanda Toma; Pierre, Marcel Enescu; Breval, Valentin Plătăreanu; doctorul, Gheorghe Oprina. Regia de studio, Crenguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.